Drumul Sibiu-Agnita e coșmarul nostru de care nu mai scăpăm. Asta cred consilierii județeni care au dezbătut problema în ședința lunară. Pentru că termenul de finalizare se tot amână, consilierii au cerut ca managerul de proiect să informeze despre stadiul lucrărilor în următoarea ședință. Cel mai nemulțumit de situația lucrărilor este consilierul Adrian Besoiu. Trebuia să fie pus în funcțiune în luna august. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Porțiunea Sibiu-Dealul Dăii este un pericol public. Consilierii județeni au venit și cu propuneri. Părerea mea că până în septembrie, dacă se lucrează și dacă le spunem constructorilor că nu mai amânăm, iar de la 1 septembrie vor intra în penalități de neexecutare la timp a lucrărilor, noi asta am vorbit în Comisia Economică, deci s-au prelungit câte două luni, ultimul termen fiind 1 septembrie. Părerea mea, dacă se mobilizează, pot să termine până la 1 septembrie, dacă se mobilizează. Ar fi foarte bine Consiliul Județean să fie informat de către managerul de proiect de câte ori se solicită o astfel de prelungire. S-a făcut o prelungire de termen față de informarea anterioară și nu s-a știut despre aceasta. Consilierii județeni vor avea răspunsuri la toate nemulțumirile legate de proiectul Sibiu-Agnita în ședința din luna iulie, atunci când va fi prezent și managerul de proiect.